Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură informează că până în data de 18 august inclusiv se depun cererile de plată pentru deținătorii fermelor de animale. Banii se alocă la măsura 215 pachet, plăți privind bunăstarea animalelor porcine, sesiunea 1, anul 3 de angajament. Cererea de plată poate fi completată pe formatul de hârtie sau online de către beneficiar individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea online, cererea se tipărește și, la fel ca și cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pe a cărei rază teritorială se află sediul social sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producție cea mai mare. Eventualele greșeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informația corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecția efectuată prin semnarea și datarea acesteia de către beneficiar. Data depunerii cererii de plată o reprezintă bonul de mână care conține următoarele date: Centrul Județean, numărul cererii din registrul special, data și ora înregistrării, numele lizibil și semnătura funcționarului APIA care a primit cererea.